Salutare și bine te-am regăsit în mijlocul unui nou proiect special. Pentru că astăzi testăm încă o stație de încărcat mașini electrice. Și nu e prima. O, nu e prima. Pentru că fix în locul unde stăm de vorbă, am făcut o prostie de genul asta. acum puține anișori. Pentru că am făcut o prostie. Am luat minunăția asta, o Tesla Model X 100D, aproape nou nouă nouță, nu are nici 15.000 de kilometri nu e de ghivoi mașina, evident. Si și am luat-o acasă și am pus-o la încărcat și după ce am pus-o la încărcat, mașina s-a bricuit. S-a zis de expresia asta de bricuit, când mașina pur și simplu îngheață cu totul, e bine, am reușit să pun în genunchi toată tehnologia. S-a stricat mașina și nu am reușit să o încarc. Și mi-am petrecut... cel puțin 4 ore azi noapte încercând să vorbesc cu cineva în America la Tesla. În cele din urmă am prins pe cineva și când i-am prins să-mi aranjeze o platformă să o ducă la Viena, mi s-a descărcat telefonul. Și tot ce o să vă povestesc că minutele care urmează este absolut neverosimil. Este o poveste care part, pare inventată. De când am bricuit un Model X, am mai învățat câte ceva despre stațiile de încărcare. Și am mai testat câte ceva. Am testat și de la Tesla, am testat și de la Victron. Astăzi a venit momentul să testăm ceva de la Electrico. Dar de data asta mi-am învățat lecție pentru că acolo avem un om verde. Ia, întoarce camera, se vadă. Fă cu mâna. Avem uh, avem electricieni buni de, de, la Green Electric. Mai sunt un domn care s-a mai dus mai niște scule. Tabloul este deschis, suntem cu mâna pe siguranță. și l-avem și pe Oliver de la electric. Bine, aici, Oliver. Bine te-am găsit, George. Așadar, astăzi facem un unboxing de stație de încărcare, care promite ceva ce ne dorim cu toții. Cel puțin noi ăștia prosumatorii, cât mai suntem prin țara asta, pentru că ne mulțim. Suntem cât fruză câtă iarbă, suficient că să pune așa taxe pe soare. Peste 20.000 de oameni, așadar, au panouri fotovoltaice. Sunt pregătiți să bag mâna în foc că fiecare dintre ei se gândește măcar, din când în când, la o mașină electrică pe care să o încarce din supraproducție. Exact. Cum facem chestia asta cu stația de la Electrico Oliver? Nu e prima ta stație pe care o testezi, dar cred că e prima de producție românească, 100%. A, da? Exact. Atât designul, cât și producția se face exclusiv în România. Unde? La Timișoara. Okay. Avem, lucrăm cu o fabrică de, din Timișoara, cu care facem asamblarea și producția. Așa. Iar partea de design și de software este o concepție românească 100%. Deci asta am vrut Până să la mulțumim. design și concepție și da. așa, hai să o și desfacem. Exact. Pentru că a venit în cutie, m-am obținut să nu o deschid. L-am așteptat pe Oliver, care a aterizat de foarte puțin timp. Avem electricieni, avem un cutter, o desfacem, da? Hai. Bun. Cam așa vine în cutie. Și, în teorie, nu ar trebui să ai nevoie de toți electricienii și de toate nebunirile, dar noi facem câteva chestii în plus. Însă, odată ce ai cumpărat stația, o să-ți vină așa. Și aici avem un minim de instrucțiuni. De în mai multe utilizare, limbi? În mai multe limbi, pentru că piețele unde vindem sunt din Uniunea Europeană. Și da. uite, scrie Made in toate detaliile, uh, schema de instalare și chestia asta o să ajungă la prietenii noștri, omuleții verzi de la Green, care să își facă treaba. Până în alta, trebuie totuși să arătăm stația și prima chestie pe care o observ este că e mai mică decât mă așteptam. E una dintre cele mai mici pe care le-am exact. instalat până acum. Practic, Azi. conceptul nostru a fost un device Capacu. extrem de compact, da? care să poată fi ușor transportat și ușor instalat. Ok. Aha, și ea vine direct desfăcută ca să poată fi prima dată legată și după aceea exact. cu capacul. Exact. Ok, iar la interior, asta avem, asta este stația propriu-zisă care vine cu tot cu cablu. Cablu de câți metri? Uh, 5 metri are. A, fost generos. generoși? Da. Nu e rău. 5 metri sunt necesari pentru că unele mașini, ori vi cu față, ori vi cu spatele, exact. trebuie să poți să o încarci de jur în orice împrejur, poziție. În orice poziție. Da. Ce mai avem așadar aici? Asta este stația cu placa de circuite. Bănesc are o clasă de IP, nu? Da, da, este IP54, IP 54, adică rezistentă la ploaie, deci poate fi instalată atât în garaj cât și afară în aer liber. Aici este în aer liber, dar este un pic protejată de elemente, însă mai ajunge un pic de zăpadă când e viscole aici, deci nu nicio o problemă, probleme, nu? Absolut Bun. nicio problemă. Cam așa arată stația cu un cablu Type 2, ea, văd că scrie 7,4 kW, deci este monofazată. Monofazată, care încarcă cu maxim 32 de amperi. Ok, stația propriu-zisă. O dăm un pic deoparte, să vedem ce mai avem în cutie. Ce am aici? Este o presetupă care poate fi folosită pentru că stația e concepută să fie instalată atât pe perete, da? deci, cât și pe stâlp. Ea uh -huh. uh, poate fi opțional achiziționat și un stâlp. Uh, Vinde și stâlpul? Da, da, da. Okay. Are două posibilități de uh, conectare, da? ori din spate, dacă avem posibilitatea okay. de a o conecta direct... Păi asta o să încercăm și noi aici nu? pe stâlp. Exact, pe stâlp sau de jos și okay. atunci se practic se găurește una dintre cele două zone. Nu știu, nu știu cine a mai avut vreodată trei stații de încărcare pe acela stâlp, dar eu o să fiu primul. <laughs> noi am avut, <laughs> pentru că am făcut este cu mai multe stații, okay. Vând să vedem cât suntem de... Eu am uh, un stâlp pe care l-am cumpărat fix pentru așa ceva, l-am aici în garaj și uh, l-am cumpărat tot de la... Uh, de la firma românească, care le făcea pentru altceva. <laughs> și după aceea s-au reprofilat pe, pe toate din astea pentru stații electrice. Deci, asta o să legăm, așadar, la tensiune, din câte am dat seama, însă nu doar. Ce mai vine în afară de legarea la tensiune? Văd aici și un senzor. Da. Este un senzor, de fapt, aceea este o clemă de, de curent, senzor de curent. Așa. Și, practic, avem aici un smart meter. Așa. Și acum îți răspund la întrebarea ta inițială, cum încarci de la soare exclusiv cu ajutorul acestui senzor. Deci senzorul ăsta o să vină în stație? Nu, senzorul vine pus la racord. La racord, Deci A, okay. domnii electricieni vor și instala acest cum senzor. cum comunică atunci ea cu uh, racordul, cu ce se întâmplă în tablou? Când de distanță? Prin wireless, prin Wi-Fi. Rețeaua ta de Wi-Fi okay. va fi folosită ca mediu de comunicare între senzor și, și stație. Ok. Din câte înțeleg, voi folosiți niște uh, senzori de la Shelly pe care i-ați uh, modificat. Da, folosim. Pentru cei mai, să zicem, așa, exact, mai tehnici, ar, mai, mai iubitori de home automation. Uh, da, folosim Shelly. De ce? Pentru că e un produs foarte uh, bine făcut, este affordable și folosește aceeași tehnologie pe care o folosim și noi, din punct de vedere hardware. Și a fost relativ ușor să facem un software, un firmware, de fapt dedicat care să, să funcționeze pe acest device. Deci trebuie menționat că nu orice device care se găsește pe piață va funcționa cu, cu stația noastră, pentru că... Și dar voi îl vindeți odată cu stația? Exact, da. Însă, din câte știu eu, mi-a șoptit o, o, pe cineva mai devreme, <laughs> că aveți opțiuni și pentru cei care au curent trifazic acasă. Exact, da. În principiu, varianta de stație monofazată vine cu un senzor monofazat, dar în cazul în care uh, utilizatorul are o uh, instalație fotovoltaică trifazată, atunci uh, ne poate scrie și noi putem să-i facem un upgrade. La, la senzorul trifazat. Și ce să vezi, ca prin minune, upgrade-ul s-a întâmplat. Iar o, o, omuleții verzi fixa se instalează acum pentru că eu sunt pe trifazic. Însă, pentru uh, puterea exemplului, astăzi eu să vă arătăm uh, cum o instalăm și pe asta, pentru că nu contează că e trifazic acasă, poți să o pui și pe asta monofazată exact. dacă tu nu vei trage chiar atât de mult. În realitate, Chiar dacă scrie pe 7,4, cele mai multe mașini nu vor trage mai mult de 3,6-3,7, nu? Sunt unele mașini, pe exemplu cum este nissan Leaf, uh -huh. pe care le avem acolo, care ar trebui să tragă până la 7,4. O să testăm și lucrul ăsta uh -huh. și mai avem și o motocicletă electrică aici, așadar avem cel puțin trei vehicule pe care le vom alimenta. Pasul 1, înainte de orice, este să ne spună electricienii că tabloul este în regulă, să instaleze senzorii și apoi să punem stația pe stâlp. Și de aici înainte o să dăm pe repede înainte ca să vedeți ce repede s-a întâmplat magia, cât mie mi-au înghețat degetele. Am auzit eu că genul ăsta de stație nu e neapărat pentru noi ca mine cu Tesla. Pentru cine ați gândit-o voi? Păi, în principiu, avem două versiuni, și monofazată și trifazată. Versiunea monofazată este cea pe care o avem aici. Versiunea trifazată, generația următoare, va fi lansată la începutul anului viitor. Însă, din, din studii și din experiență, știm că foarte multe case, locuințe, au un racord monofazat. Cu o putere limitată. Da. Și tocmai asta a fost motivul pentru care am produs acest model. Dar, printre clienții voștri, nu cred că pe locul întâi sunt proprietari de Tesla. Nu, noi am vrut să ne adresăm, de fapt, unui un segment mult mai mare de, Așa. De, de public. Cel mai des? Cel mai des în România este utilizatorul de Dacia Spring. Perfect! Da. Mă bucur foarte tare! Adică dacă chiar vrei să ții o mașină electrică și vrei să fie cea mai ieftină, un spring este exact ce trebuie. Exact. Și o, o, cu astfel de stație ți-a rezolvat problema pentru că springul trage sub 7 kW, 6,9. Exact că duce stația. Da. În momentul în care am uh, gândit stația, am încercat să o facem, așa cum ai zis și tu, cât mai compactă și cât mai, mai affordable, astfel încât Astea sunt noile features. Adică poți să o văd prin opții. cloud și da. poți să las și pe altcineva să o folosească. Da. Dacă mergi mai departe o să trebuiască să te registrezi da. și după aceea va urma pasul în care va trebui da, să e o problemă. Bun, deci da. deocamdată hai să zicem că eu sunt undeva plecat departe, de poți să-ți schimbi poarta cuiva și las un prieten să vină, chiar dacă nu sunt lângă stație poți să las să o folosească. Exact. Deci okay. poate să o folosească, de fapt sunt două moduri, există modul plug and charge și există modul autentificare. Adică, în mod de autentificare, stația pornește doar cu ajutorul aplicației. Sau poți să o lasă la liber, ai băgat-o și automat. și pornește automat. Da. Da. Bun, bine de știut. Acum o să-mi fac un cont. Uh -huh. Da? Îi dau sign-up și revenim după pace. Sigur. Încă n-am un device. add new device, charger și smart meter. Exact. Pentru că, odată ce se face setup-ul chargerului, va trebui să urmăm niște pași pentru a conecta și smart meter-ul la Wi-Fi exact ca și da, Eu cu aplicația sunt pregătită, în realitate am nevoie și de electricien să fie gata. Așa că mai stăm un pic da. că tehnologia se mișcă mai repede. Așadar, Luați-vă notițe și uh, aprovizionați cablu suficient înainte, astfel încât să aveți tot ce vă trebuie și să folosiți la uh, minimum timpul electricianului. Deși, dacă ești descurcăreț, ai putea să o faci tu singur, insist, apelează la electricieni. Ai putea să apelezi la cei de la Green Electric, dacă e prins disponibil. Oliver, ce facem acum? Stația este pornită, LED-urile sunt verzi. Acum o legăm la internet pentru a o putea folosi și a o putea controla din, din aplicație. Ok. Uh, păi atunci a să mă duc înapoi în aplicație pentru că am instalat-o și m-am oprit exact. la momentul la care trebuia să leg uh, chargerul uh -huh. și smart meter-ul. Care încep? Începem cu chargerul. Ok. Next. Set up my charging station. Trebuie să o las ca să o vadă în zona. Da. Și a văzut-o. A văzut-o și acum ar trebui să băgăm serial number -ul. Am ajuns la locul unde trebuie să împereche stația. Uh, connect device și aici îmi cere SSID-ul pe care l-am pe sticker-ul ăsta? Da. Este și pe spatele stației, este și pe cutie, dar vine și cu un sticker suplimentar care îl puteți care pune și SSID-ul conține serial number S-a conectat la S ea? S-a conectat, nu trebuie să facem nimic. Am ajuns la pasul în care setăm curentul maxim disponibil. E curentul maxim pe care îl permite racordul. Și cât pun? Păi cât ai curentul maxim? Eu am mult, tu cât vrei. Poți pune atunci 32 de amperi. 32. Dăm continuu și aici trebuie să o leg stația la Wi-Fi-ul casei. Exact. O să am o întrebare. Dacă tot să la capitolul ăsta, stația mai sună acasă, mai vorbește cu, cu voi după ce am instalat-o? Uh, da, vorbește cu noi în, pentru a transmite datele legate de uh, parametrii de funcționare. Astfel încât, în cazul în care ai probleme, poți apela la suportul tehnic și noi putem să te ajutăm de cele mai multe ori remote, adică fără uh -huh. să fie nevoie să vină din nou electricianul, noi putem să facem diagnoză și putem să oferim soluție. Îmi zice device edit to cloud, văd că pulsează. Da, dacă ne uităm, în momentul de față pulsează galben, asta înseamnă că s-a conectat la internet și își face update la ultima versiune de firmware. Aha, nu trebuie să fac eu nimic. Nu. Deci în aplicație deja eu văd stația da. și văd că este setată pe plug în charge. O, cu orice vin îi dau drumul la exact. și o pornește încărcarea. Exact. Bun. Poți să văd puterea maximă pe care poți să o reglezi de aici. Da. În cazul de față puterea este reglabilă manual. Deci poți să reglezi în timp real puterea de încărcare în funcție de cât uh -huh. dorești. Deci indiferent că am sau nu un cititor inteligent, un contor inteligent și alte asemenea, Pot să decid eu exact. Câtă putere să bagă mașina, în cazul în care nu știu ce vreau eu să fac. Exact. Pentru că, practic, stația vine în două versiuni, cea standard și cea cu energy management. Iar la varianta standard se reglează puterea manual. Și văd că mi-a văzut și tensiunea din tablou. Da. Deci îmi spune ce tensiune am. Da. La fel, în timp real îți, îți pune tensiunea. Nu e rău. 237,54 nu e rău. Apropo, dacă vedeți că aveți aici sub 220, ar trebui să faceți niște intervenții înainte să începe să vă încărcați mașina, pentru că odată ce va începe încărcarea, o să Vasca, cadă tensiunea da, destul da, de tare. Exact. Bun, acum este toate pe plug-in charge. Și dacă fac așa, va trebui să și-a și modul de funcționare. ea da, se resetează și intră într-un mod de autentificare. Asta înseamnă că doar cu ajutorul aplicației se poate folosi. În momentul în care se conectează la mașină doar de okay. din din app. Bine, o trec înapoi pe plugin charge pentru că uh, vreau să meargă pe automat. Uh -huh. Poți să schimb numele load balancing. Da. Deci funcția de load balancing este foarte utilă în situația în care nu avem destulă putere disponibilă, adică nu e cazul tău, dar sunt foarte multe locuințe e, e care, au, care au uh, disponibil maxim 7 kW da. uh, Și în cazul respectiv, dacă mai avem în casă alți consumatori uh, aerul condiționat, cuptor electric uh, care folosesc din uh, puterea disponibilă, uh, evident dacă punem mașina la încărcat vom depăși Uh, și atunci bravo. dacă îi dau aici pe Load Balancing, ce se și va Dacă îi dăm pe Load Balancing, în momentul de față aplicația nu are încă instalat senzorul și va trebui să adăugăm și senzorul, acel Smart Meter. Add Smart Meter, da. Setup mai Smart Meter. Setup-ul se face în același fel ca și stația okay. și aici va trebui să-i punem serial number de pe, de pe uh, Smart Meter. Care se află în tablou. Continue to setup, up, iarăși aceeași poveste prin Wi-Fi. Aici este foarte important să setăm curentul maxim al racordului, astfel încât stația să poată să facă balansul între puterea maximă disponibilă și mm -hmm. puterea maximă instalată. Îi dăm un 32? Dar de fapt nu va lucra bine cu stația. Lăsăm pe 16, nu? Da, putem să lăsăm pe 16, să presupunem, să spunem că avem 16A maxim disponibil. 16? Da. Continuă. Acum să-i dăm acces la Wi-Fi. Și acum, după ce am făcut setarea asta, stați o să știe care e consumul uh, raportat la casă și o să scadă cât, uh, cât curent îi dă mașinii. Exact, da. Okay. Modulează puterea în timp real în funcție de consumatorii din, uh, din Altceva nu ce face aici. Putem să, să, să mai setem... load ul Da. Avem opțiunea de a face balansarea între consumatorii din casă și și încărcător, putem selecta dintre trei moduri de încărcare diferite. Dacă vorbim de modul de power, modul de putere, încarcă la puterea maximă disponibilă, modul hibrid încarcă la minim, deci folosește 6 amperi atât cât e nevoie ca să pornească încărcarea și va crește puterea în momentul în care avem surplus de energie, generat de fotovoltaice, iar pe modul Green încărcăm exclusiv din din fotovoltaic. din fotovoltaic. Deci, practic, dacă avem o putere mai mică de 1,4 kW, adică mai puțin de 6 amperi, e în standby până când se depășește puterea. E foarte interesant lucrul ăsta, dar de unde știe câte am eu producții din fotovoltaice? Senzorul pe care l-am instalat la racord măsoară în permanență uh, energia produsă de panourile fotovoltaice și măsoară câtă energie este livrată în, în, în exterior, rețea. în rețea, uh -huh astfel încât pe modul hybrid sau green va încerca să păstreze, să limiteze excesul injectat în rețea, ducându-l înspre bateria mașinii. Deci în momentul ăsta stația este funcțională, am alimentat-o, am setat-o, trebuie doar să dăm curent la o mașină, nu? Hai să încercăm. Hai să vedem. Prima încărcare. Ia să vedem. Apropo, o recomandare, dacă încarci mașina, ar trebui să desfaci tot cablul. Da se recomandă să întinzi tot cablul. Așa, am conectat-o. Ia să vedem momentul adevărului. Și a început să învârtă. Și ar să vedem și cât, cât îi dăm. Eu pot să văd de aici cât ia mașina. Poate să tragă până la 32 de amperi. A, de fapt, mașina, dacă poate să tragă, dar cred că poate. 32, ia să vedem. Instant Power 376 și văd deja și câtă energie i-am dat mașinii. Simplu. O interfață simplă și prietenoasă. Văd de aici cum încarcă și tu ziceai că se învârte atât de repede pe cât... Da, că... viteza de rotație este proporțională cu puterea de încărcare, astfel încât, la un moment dat, fără să deschizi aplicația, poți să îți dai seama dacă încarcă cu 3 kW sau cu uh, 7 kW. Vezi ce ziceam? Când am dat drumul la încărcaj, de la 237 am coborât la 234, deci fiecare consumator o să scadă A un pic tensiunea. de e bine să știi că ai toată partea de tablou și de electrică făcută corect. Putem încerca și cu o altă mașină. 250, 260, hă? mai urcăm un pic? No cam acolo e. Motorul se încarcă cu 10 amperi. Asta înseamnă că avem un instant power în momentul ăsta de 2,67 kW. Ceea ce înseamnă că ar trebui să se încarce complet în, la capacitatea bateriei de aici în 4 ore. Dar cred că pasul următor va fi să stăm de vorbă și despre o stație pe curent trifazic, pentru că și mașina și motorul știu și așa ceva. Însă, este o soluție pentru, tot, pentru oricine, de fapt. Indiferent că ai trifazic sau nu, Stația asta poate încărca orice poți să-i dai, nu? Exact. Despre asta e vorba. Așadar, dacă vehiculul tău electric are mufă Type 2, o să poți să-l încarci cu astfel de stație. Fie că este monofazată, fie că este trifazată. Pentru acasă, ne-am lămurit, merge. Unde mai poate fi folosită? Stația e concepută să fie folosită și la birou. Pentru că uh, flotele comerciale vor fi convertite încetul cu încetul în mașini electrice, uh, astfel încât va fi nevoie de multe puncte de încărcare. Noi am uh, gândit stația electrică astfel încât să poată fi instalate fiecare loc de parcare să aibă câte un punct de încărcare și mai mult decât atât pentru că puterea nu este nelimitată, de obicei există un racord limitat uh, care e uh, uh, practic folosit și de către consumatorii din clădire. Stația are posibilitatea de a face load balancing. Adică de a balansa puterea folosită de către consumatorii din clădire, dar și între mai multe puncte de încărcare. Deci, practic, dacă punem mai multe mașini la încărcat, se va distribui puterea disponibilă către toate acele vehicule. Ok, pentru că, în teorie, aș putea să pun mai multe stații decât am putere, dar pot să le ofer pe rând sau în funcție exact. de necesitate. Exact. Chestia asta e o treabă interesantă despre care vom mai putea povesti, și poate ar veni și cu exemple într-un anumit viitor. Deocamdată, atât însă pentru astăzi. Ne-a prins frigul, dar până la urmă am reușit. Chiar și cablul s-a mișcat mai greu din cauza... Uh, e iarnă, după cum vedeți, mi-am pus beculețele aici pe casă. Despre beculețe însă vă arăt într-un alt episod. Vreau să-i mulțumesc lui Oliver, de la mulțumesc Electrico. Mult. Așadar, testăm în perioada următoare această stație și mai venim cu impresii pe durata utilizării cu ea. Avem aplicația, este conectată, vedem exact consumul și sunt tare curios cum se și trăiește cu ea, pentru că, la prima vedere, tot arată bine, dar adevăratul test este cum trece și peste iarnă, peste mai multe încărcări, peste tot felul de situații care mai apar, o pană de curent, cine știe ce se mai poate întâmpla, să vedem dacă o să meargă bine cu mai multe tipuri de vehicule pe care am de gând să le aduc aici în curte. Cam atât. Dă-mi un like, un share și un subscribe și până data viitoare, încearcă să treci și tu, dacă poți, la mobilitate electrică. Numai bine!